vești bune pentru cei care investesc în criptomonede. Piața monedelor virtuale ar putea fi reglementată în România, a anunțat guvernatorul BNR Mugurisărescu, după ce luni de zile le-a recomandat românilor și băncilor să privească și să folosească cu atenție monedele virtuale. Mugurisărescu atrage atenția că nereglementate, criptomonedele s-ar putea transforma într-un fel de caritas ce nu va mai putea fi controlat. Haideți să vedem întregul mesaj transmis de guvernatorul Băncii Naționale a României. Nu avem cum să le oprim pentru că e tehnologie aici și ea vine cu rapiditate, cu o grămadă de avantaje, dar să încercăm să le reglementăm, așa cum spune și Banca Centrală Europeană și care este și poziția noastră. Aceste cryptocurrencies trebuie să fie reglementate, altfel ne vom pomeni și în acest domeniu și scuzați-mi comparația cu un fel de caritas, cu un fel de FNI, după care se vor căuta vinovați. Și vinovații, de regulă, în asemenea escrocherii, că sunt interne, internaționale, tot timpul trebuie să fie cei care au încercat să reglementeze și nu au putut sau nu au reglementat la timp sau au reglementat cu întârziere, a declarat guvernatorul BNR Mugurisărescu la dezbaterea cu tema 10 ani de la izbucnirea crizei financiare. Piața monedelor virtuale este una dezvoltată în România, chiar și fără să fie reglementată. De pildă, unul dintre cele mai importante servicii de exchange al criptomonedelor se dezvoltă de la o lună la alta și își crește portofoliul de clienți. Momentan, tranzacțiile de criptomonede se fac în euro, în lipsa unor reglementări legale. Cei care activează în acest domeniu spuneau încă de acum câteva luni că e nevoie de reglementarea criptomonedelor. Noi am tranzacționat în trecut în lei, este un subiect destul de sensibil în România pentru că Banca Națională a emis niște mesaje către bănci prin care ei spun că nu agrează tranzacțiile cu monede digitale, să le spunem așa, și atunci băncile sunt reticente să lucreze cu noi. Dar în continuare căutăm soluții ca să putem să oferim clienților și în lei și desigur și în alte monede. Cea mai cunoscută monedă virtuală este Bitcoin. De altfel, în România, aceasta este și cea mai tranzacționată criptomonedă. În ultimele două zile, valoarea Bitcoin a înregistrat o scădere de 3,98%. Luni dimineața, un Bitcoin avea valoarea de $6,710, iar marți, valoarea Bitcoinului a scăzut la $6,442.